Directorii de școli consideră instituțiile drept firme proprii și se comportă ca și patroni. Conducerea școlii Alexandru Ștefulescu din Târgu Jiu a încercat să ascundă un scandal intern de ochii mass media. Jurnaliștii Tele3 au fost scoși din curtea instituției în care se desfășura o ședință pentru cercetarea disciplinară a unui profesor, deoarece informațiile au fost considerate secrete de directorul școlii și de membrii comisiei. Mi s-a zis, vedeți că de la televiziune și vă dați seama că trebuie să vin să văd și eu ce și cu... Conducerea școlii a remis o adresă prin care demonstrează că nu are habar de limitele libertății de exprimare. Comisia de cercetare disciplinară consideră că activitatea pe care o desfășoară nu vizează informații de interes public, întrucât nu se răsfrânge asupra persoanelor din afara unității școlare. Se arată în răspunsul la o adresă asumată de directorul școlii și de membrii comisiei. Conducerea școlii Alexandru Ștefulescu încalcă legea privind liberul acces la informațiile de interes public, pe care dă dovadă că nu o cunoaște. Prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației.